Lucrările la baza sportivă situată pe drumul ce leagă satele Stroiești și Costești-Vâlsan sunt aproape de finalizare, constructorul mai având de ridicat o tribună metalică și de plantat gazonul. Întrucât iarba care va fi semănată nu va avea timp să crească până la începerea noului sezon fotbalistic, se amenajează în apropierea bazei sportive un teren de fotbal care să poată fi omologat pentru ca echipa locală ASE Mușătești să nu mai fie obligată să își dispute partidele de acasă la Valea Iașului. Avem un proiect, la fel început de acum vreo 2 ani de zile, însă aici să zic așa că suntem un pic mai mulțumiți că continuăm lucrările, s-a executat lucrările, să zic eu așa, în proporție de 90%, mai avem ceva pe la gazon și pe la tribune. Ne-ar mai trebui circa, 80.000, 90.000 de lei ca să terminăm cu totul. Când se preconizează a fi terminată baza? Noi credem că în toamna asta va fi gata, nu știu dacă vom și putea organiza competiții pe acest stadion deocamdată, având în vedere gazonul, dar cu siguranță din primăvară putem organiza competiții pe acest stadion. Ca să nu fie probleme, noi vis-a-vis am amenajat un teren de sport, în condițiile, mă rog, care au fost, ca să pot tinerii să-și poată desfășura activitatea acolo, inclusiv echipa de fotbal care o are comună. Este acesta la standarde ca să poată fi omologat de Asociația Județeană de Fotbal și să nu mai fie nevoie ca echipa să joace la Valea Iașului și anul acesta sau nu? Despre baza sportivă, cea care... Despre cel de alăturat din... Da, cred că reușim să-l omologăm pentru că întrunesc condițiile, da. În privința gazonului, până la urmă, ce s-a hotărât? Va fi gazon artificial sau veți semăna gazon și în cazul acesta echipa va juca pe terenul de la baza sportivă de la anul? În cazul în care vom pune gazon natural, într-adevăr, numai de la primăvară vom putea organiza competiții. Și cred că în final, având în vedere că este mult mai bine, cred că ajungem la gazon natural. Spuneați ceva și despre tribune. Cred că sunteți printre puținele formații de Liga 5-a care veți avea tribune unde să stea spectatorii. Deci un lucru bun pentru cei care vor să vină să urmărească o partidă de fotbal. Da, tribunele nu sunt încă gata. V-am spus, probabil că aici ar mai fi ceva probleme la tribune. În rest, vestierile sunt gata, apă este adusă acolo, sunt faianțate, gresate, tot ce trebuie. Tribunele, deci următoarea este, deci, tribunele. S-au făcut fundațiile pentru ele, tot urmează să instaleze. Unde vor fi amplasate? Vor fi amplasate în partea de nord.